Echipa de rugby a Stelei a început antrenamentele la complexul sportiv din Ghencea și se pregătește pentru reluarea sezonului care a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus. Odată cu finalizarea noului stadion, fotbaliștii și rugbiștii vor susține meciuri oficiale în fața suporterilor Stelei pe arena de 32.000 de locuri. Jucătorii lui Dănuț Dumbravă au ca obiectiv campionatul și Cupa României pe care au câștigat-o în sezonul trecut. Suntem foarte bucuroși că am reînceput activitatea, am avut o pauză destul de lungă și ne bucurăm că am venit iarăși la teren și am dat drumul la pregătire. Trebuie să o luăm treptat, să avem răbdare, să punem la punct tot ca să putem începe meciul. Primul meci după reluarea sezonului va avea loc la 1 august în Cupa României. Steaua se află în grupă cu CS Dinamo și ACS Tomitani Constanța. Sperăm să luăm pas cu pas. Acum n-am mai jucat, sunt unii băieți care n-am mai jucat de la finala Cupei României de anul trecut, din decembrie. Deci este o perioadă foarte lungă. Și campionatul s-a mai existat de mult timp și ăsta este principalul obiectiv, dar până acolo mai avem mult de muncă. Perioada asta este foarte grea și sperăm să reușim cu toții să ne revenim pe plan fizic și să reușim să câștigăm acest campionat. Finalizarea Superligii Czech Bank 2019-2020 se va disputa într-un format redus, iar toate meciurile de baraj vor avea loc la Brașov, începând cu 15 august. Dănuț Dumbravă nu îi are în aceste zile la antrenamente pe toți jucători importanți din echipă. Sudafricanul Matthew Tweedle, australianul Elia Mauricio, francezul Bartoli și Nick Pataraia din Georgia, fiind în continuare peste hotare. Din păcate, perioada este foarte scurtă pentru o pregătire cum ne dorim noi. Dar încercăm să facem totul posibil ca la ora începerii acestui campionat să fim pregătiți, să putem rezista unui întreg meci. Păstrăm lotul, să fim un lot cât mai omogen. În vara anul trecut au venit 12 băieți de la CSM, am încercat să integrăm cât mai bine în echipă, în sistemul nostru, în modul nostru de a fi, pentru că noi aici la Steaua avem un mod special, un lucru de echipă, ne punem baza pe toți jucătorii și am încercat să-i facem pe acești băieți care au venit să simtă ce înseamnă să joace la Steaua. Semifinalele Cupei României se vor disputa în luna octombrie, atunci când va fi finalizat stadionul Steaua. Dornici să jucați și pe noul stadion? Vă dați seama, ar fi ceva extraordinar, dar în momentul actual trebuie să o luăm treptat. Să ne pregătim, să începem să jucăm în cupă și după care poate prindem și noi o semifinală aici. Care e cel mai frumos stadion pe care ai jucat? Cel mai frumos a fost Wembley, bineînțeles, la Cupa Mondială din 2015, dar sperăm să jucăm și pe acest stadion. Sperăm să prindem, mai ales noi ăștia mai în vârstă, să prindem să jucăm și pe un stadion ca acesta. Cred că ar fi o mare onoare pentru fiecare jucător în parte, pentru să joci pe un asemenea stadion, să vină și multă lume, cred că ar fi cea mai mare onoare pentru noi la ora actuală. Împreună pe noul stadion, Forța Steaua!